Marea Mate. Tu, dar cine a dat ceva de scris? Da, fraiero, dar tu oricum dor toată ora și n-ai de unde să știi. Uite cine vorbește, dacă n-am fi împreună, n-ai ști să găsești școala. Încetați odată, treaba e groasă. A zis profa că dacă n-avem tema, ne exmatriculează. Trebuie și corect făcută. Ce ne facem? Trebuie să găsim pe cineva de la care să copiem. Cine și-a făcut sigur tema și este și bula matematică? Dora! Bine ziua, Dori! Azi e bine și că nu i-am luat niciun cadou. Dar ce, de petrecere? Ea niciodată nu dă petrecere. Pe când o cunosc, nu și-a ținut niciodată. Eu cred că aș uitat că se apropie ziua ei. E așa de amințită încât uite să le reșirezuile. De câte ori n-au tratat-o profesorii, că mereu cu gândul în altă parte în loc să fie la ore. Da, așa e. Stă toată ziua ca să ia la școală, nu vorbește decât de matematică, mașina timpului, planete și o zemnă. E super ciudată. Mai țineți minte? Odată a dus la școală un telefon făcut de ea și spunea că poate trimite mesaj în spațiu. Uneori mă întreb dacă nu cumva chiar vine din spațiu în farfurie zburătoare. În fine, ideea e că dacă nu dă petrecere, de ce să-i mai luăm cadou? Sunteți de acord cu mine? Da! Voi vă auziți ce spuneți? Da, așa e, Dora e un pic mai altfel decât noi. Dar asta e treaba ei. Dar ați uitat câte a făcut pentru voi? Pentru noi? Când ai avut piciorul în gips, cine a venit să te ajute la lecții în fiecare zi? Alice! Când ai fost la concert, cine a avut grijă de frățiorul tău mai mic? Da, așa e, ai dreptate. Și ție, de câte ori nu ți-a dat sandwich-urile ei pentru că urlai în gura mare că ți-e foame? Da, așa e. Mă fac să mă simt prost. Anul ăsta vreau să-i facem un cadou special. Da, dar ce? Ce-ar putea să-și dorească? Salut, Dora! Ce faci? Te simți bine? Ești cam... palidă. Insomnie? Vis urât? Indigestie. Oboseală acumulată. Îți recomandăm un ceai de tei la culcare și un ceai de sunătoare la sculare, o flecție cu spirit și șosete cu oțet. Să știi că tratamentul ăsta nu dă greș niciodată și previne alte ecide de pe parcurs. Încetați odată cu leacurile voastre băvești. N-am nimic. Mă simt chiar foarte bine. Nu pari. Ești schimbată. Ești mult prea veselă. Mai ales că nu ai venit azi dimineață la clubul de astronomie. Da, ciudat. Foarte ciudat. Voi n-ați auzit să mă lăsați în pace? Nu înțelege ce se întâmplă. Azi noapte s-a petrecut un lucru grozav. Nu speram vreodată, dar mi s-a întâmplat chiar mie. Spune-ne, că suntem tare curioase. Nu știu dacă tocmai aici mi-e frică. Hai, Dora. Right. Am fost invadat de extraterestri. Extraterestri? Vorbim foarte serios. Știi că noi vorbim tot timpul foarte serios. Am auzit chiar de la ea, de extraterestri. De la ea personal. Păi dacă e așa, știu ce cadou să-i luăm Dorei de ziua ei. Asta e. Cum adică asta e? Știu cum o să convingem pe Dora să ne dea tema la mare. O sfede cu șopârle. O prinde pe ori și o trage de urechi? Nu, fraiere, plan meu nu-l măresc și mult mai diabolic. Ha, ha, acum să vă văd cât sunteți de talentate, actrițele mele. Pământeanco, te salutăm! Cine-i acolo? Suntem noi! Marțienii! Marțienii? Unde sunteți? Tu încerca să ne găsești, suntem invizibili, noi te vedem, tu nu poți decât să ne auzi. Ce vrei de la mine? Nu te teme! Am venit cu gânduri pașnice, știi că cer să ne contactezi de mult și am venit să te vizităm. Ați venit de pe Marte?
Da, de pe Marte. Și am venit să te luăm și pe tine cu noi. Ascultă, în caietul tău de matematică sunt niște ecuații importante pentru viitor planetei noastre. Trebuie să lași caietul pe bancă și să te duci acasă. Din seara venit să te luăm și pe tine cu noi. Da, când? Ei, hai să știi că suntem noi! V-am spus eu că sunt fraierii marțienii mei. Am fost grăzavă. Și ne-a crezut. Dora, vină cu mine. Ce e cu tine? S-a întâmplat ceva nemaipomenit. Pe bune, și-o să-ți povestesc ceva, dar nu o să mă crezi, nimeni nu mă crede. Bine, dar grăbește-te. Unde mergem? Să ne ascundem. De ce? Ne-au invadat extraterestri și mi-au zis să te leg la ochi ca să nu îi vezi. Aveți grijă să scrieți totul cu exactitate. Da, dar parcă n-am chenit să copiez tema. Ești curioasă după ce ți-o pune omul la nas. Oricum nu înțeleg nimic. Incredibil! Ne-a dat un caiet gol! One, two, three.